14 septembrie este sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, un moment important pentru creștini în care se comemorează găsirea crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Este o zi de post și rugăciune închinate crucii Mântuitorului, simbolul sacrificiului și al mântuirii. Rugăciune către Sfânta Cruce. Aceasta este o rugăciune tradițională care poate fi rostită de Înălțarea Sfintei Cruci. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce te-ai răstignit de bunăvoie pe cruce pentru mântuirea noastră, te rog, prin puterea Sfintei tale cruci, să mă păzești de toate relele văzute și nevăzute. Luminează-mi mintea, întărește-mi inima și dă-mi puterea de a putea crucea vieții cu credință și curaj. Crucea ta este scutul meu, pavăza mea, arma mea împotriva ispitelor și necazurilor, fie ca prin ea să biruiesc tot răul și să ajung la viața veșnică. Slavă Sfintei Cruci, armei biruinței asupra diavolului și a morții. Amin. Această rugăciune reflectă credința în puterea Mântuitorului a Sfintei Cruci și este mijloc de a cere protecție și ajutor divin în fața încercărilor vieții, și în această zi se rostește.